spunea odată Neion Chirilă că noi fotbaliștii trăim din amintiri. La timpul ăla chiar nu-l credeam, chiar nu-l înțelegeam. Și uite acum, după ani sau zeci de ani, realizez că de mare dreptate a avut. Viața este o imensă sală de ruletă. Viața e chiar ruleta însăși. Și până să băgăm de seamă, ea s-a învârtit deja, iar numărul nostru n-a căzut niciodată. Așa se face că alegem alte și alte numere, alte variante și de cele mai multe ori alte speranțe în disperarea credinței că odată, măcar odată, el va ieși, roșu sau negru, și ne va salva. Se întâmplă rar și ca acest număr să iasă, iar atunci viața nu mai e o ruletă, ci o binecuvântare, o răsplată pentru tot acest joc de culori, de speranță și de risc. Ilie Balaș s-a născut de Sfânta Marie în 8 septembrie 1956, dar ai lui mândri de băiat s-au luat cu vorba și l-au declarat la sfatul popular abia în 13 septembrie, dar 8 avea să rămână cifra destinului său, 8 adică infinitul răsturnat. Desprins din brațele mamei, undeva în Bistreț, o comună de pe cursul Dunării, acolo unde marele fluviu face un cot, izolând în curțile oamenilor parte din apa care înseamnă, în același timp, moarte și viață, speranță și disperare, Ilie a ales mingea. Rotundă cât Ostrovogania, insula izolată acolo între apele Dunării, mare cât o credință, delta sălbatică, cu păsări rare și fermecate, ca un soi de delta magică, capabilă să îndeplinească vise și să urzească destine. Am plecat la 2 luni din Bistreț. Plecat la 2 luni pentru că a trebuit să mă las cu mama acolo și tata în armată. Făceau 2 ani de armată. Zicea unul din Bistreț odată, nu știu dacă ne-i rugă, dar zicea că el atât de bine vede, încât vede furnica cu codru de mămăligă tocmai pe dealul Bulgariei. Codru de mămăligă fiind în gură. M-am născut acolo și, sincer, mi-e drag. Asta e casa lui, unde vine el în weekendul din ăsta. Vine la țara și mai sunt eu care sunt voi primar cu el. Balaci a dat 8 goluri pentru naționala țării lui în aproape 70 de meciuri. A jucat de 347 de ori în prima ligă a țării, dând 87 de goluri. A fost campion de 3 ori și a luat 4 cupe ale României. În anii 1981 și 1982, Ilie Balaci a fost ales cel mai bun fotbalist român al anului. În 1978, Ilie a fost al 3-lea în clasamentul trofeului Bravo, care stabilea ierarhia celor mai buni fotbaliști sub 23 de ani prezenți în cupele europene. În dicționarul Larousse, Enciclopedia Fotbalului, se scrie că este un palmares excepțional pentru un talent pe măsură. Viața ar spune însă altceva. Un talent uriaș prin ceea ce făcea pe teren. Gelos pe gloria celui mai iubit dintre olteni de până la sosirea sa, coborând pe gazon apoi, chiar lângă Oblemenco, și scriind istoria Craiovei. Stăteam cu oi pe lizgură căscată așa pe gard, să-l vedem pe Oblemenco, să-l vedem pe Căselnicu, să-l vedem pe Ivan, să-l vedem pe Strâmbeanu, pe toți ceilalți. Îți dai seama că nici prin gândul îmi trecea că eu aș putea vreodată să mă dezbrac cu ei în același vestiar. Nu știu dacă la timpul ăla vreo femeie din Oltenia a fost mai iubită decât Nelogrenco. Sincer. Le dădea de mâncare la toți. Ne dădea de mâncare la toți. Prin golurile lui, câștigam meciul. Câștigam meciurile prin golurile lui Oblenco, luam bani, în care ne hrăneam familie. Eu, în schimb, care? Un puști, să nu zic cum se zice pe stradă, da. Un puști mic, belit, mi-era optica când auzeam tot stadionul, Oblenco al nostru e cel mai bun, e reserve. Sună la timpul aia, era chiar afront la Ceaușescu. Era mai bun decât Ceaușescu. Ei, pe mine m-a deranjat, sincer.
să se scrie despre mine, să se scandeze. Am ajuns acolo unde îmi doream atunci. Și deja când aia strigau, mă deranjau. Coborând, pentru că Balaci vine de sus, din orgoliul înalt al oltenilor, din tupeul cald și dur al unei seminții, mereu în stare de amenințare, mereu în contrareacție și niciodată capabilă să accepte să piardă. Balaci își merită superlativele, ba chiar a impus altele dincolo de toate diamantele și prețioasele ridicule ale lumii. O lume înrămată de moromeții lui Preda, doar că Niculae al oltenilor s-a făcut de meserie actor, poate și scriitor, desigur și scriitor, din moment ce orice conducător de orchestră compune de regulă și partitura. Lumea pornirii lui către fotbal și a împărțirii curajului pe teren pleacă de la Bistreț, unde e fanul Dunării încă și azi, și se ciocnește de nume mari ca Antonioni, Pasarela, Tigana, Jires, Vrigăl, Bertoni sau Breme, cu toții învinșii lui și alor lui. O singură dată în toți anii nu a putut să descurce pe cineva și îl ține minte și astăzi acolo în Cuveit, la Marea Arabiei, unde antrenează. Era un mureșan care jucase pe la Petrolul și ulterior ajunsese la Iași. Și am jucat la Craiova. Vai, m-a umilit băiatul ăla. M-a umilit. N-am atins-o decât o dată mingea când a fost și penalti și am câștigat din penalti. Dar în rest, i-am luat gheata, i-am aruncat-o în afara terenului, i-am rupt lățișorul de la gât, l-am aruncat pe jos. Când îi lua în față, îmi dădea peste picioare. Când îmi lua el față, cert că nu mi-a fost sub nicio formă ușor să joc. Mă crezi sau nu, 6 luni am dormit cu băiatul ăla în pat, cum s-ar zice, în gând. Noaptea îl visam. Abia așteptam să jucăm returul acolo. După 20 de minute l-a schimbat. Am câștigat la Iași 2-0, dacă mă știu. Dar l-a dat Oana afară după 20 de minute. Numai că nu l-a bătut. Dar la Craiova m-a umilit. Ilie se născuse în 1956, adică în anul în care comunismul primea prima lovitură din istorie la Budapesta, anul în care se năștea și cel mai rece și grandios iceberg din istoria tenisului, Bjorn Borg. În 1956, leagă de familia lui Marius Balaci din Bistreț, destinul lui Ilie și al adepților lui într-o credință că a fost cel mai bun. Balaci are meritul în fotbalul nostru de a fi descoperit alături de prieteni cum se cucerește lume. Balaci e o lume el însuși, o lume care a debutat la Petroșan, dar care ține minte s-ar fi putut debarasa de teamă ceva mai devreme, pe la 15 ani. Stadionul care era suspendat s-a decis să joace la Slatina, un meci cu Rapid București, și am fost luat rezervă în echipa mare. Meciul greu, foarte greu, care a marcat spre sfârșit. Cine avea curaj să arunce un joc? Era Cerneanu, antrenor, Neatică Oțel, Dumnezeu să-l ierte. Secund, n-au avut curaj să mă arunce în teren la 1-0. Poate că era 2-0, mi-aș fi făcut de putut atunci la 5 ani, chiar mai puțin de 5. Și așa că debutul meu a fost amânat peste cu aproape un an. Personalitatea lui, niciodată casantă, niciodată din plastilină, a impus de la început oriunde, oricum și oricui. Chiar și atunci când echipa lui, Craiova, a devenit campioana unei mari iubiri, într-un gest al poetului Adrian Păunescu, plecat și el de la Bârca, de aproape de Bistreț. A fost un gest de recompensă peste gradele ofițerești și de securitate pentru adevărata deținătoare a titlului din 1973. Balaci, la aproape 4 decenii de atunci, ține minte cum a fost. Dar Balaci a avut destin și l-a presimțit din totdeauna. L-a cântat, l-a cerut, l-a avut și l-a impus. Jucasem câteva meciuri. M-am dus să-mi iau foaia matriculă de la școală, că îmi trebuia la liceu. Am intrat la cancelare, am stat de vorbă cu ei, foștii mei profesori, m-au întrebat cum e în fotbal, cât câștig, dacă am, dacă n-am. Curiozități românești, aveam 17 ani și ceva, aveam mașină, ei n-aveau, oamenii munciseră 50 de ani, sau
40 de ani ca profesor și n-aveau. Mă rog. Și dirigenta îmi zice, fosta mea dirigenta îmi zice, Ilie, mai stai? Zice, stau. Zice, stai că dau fuga până acasă. Până acasă la ea fiind, însemnând maxim un minut, pentru că era lângă școală o stradă, se numea Zorele, s-a dus acasă femeia și mă aduce de acolo o lucrare pe care noi o dădeam la dirigenție, pe tipurile alea, în care spuneam că vreau să joc, să-i dau mingea printre picioarele Dobrin, să-l driblez pe Dumitru, pe Dumitrache, pe Dinu. Știi câți ani aveam? Mai puțin de 13 ani. Că eram încă în generală. Mă zic că eu visam și să joc cu oamenii aia. Visam. Nu m-am mai întrebat dacă și cu adevărat credeam. Da, visam frumos. Și uite că visul mi s-a împlinit. Atunci când vorbim de Ilie Balaci, vorbim de un titan. Adică, cel puțin pentru mine, în vocabularul limbii române, sunt, nu știu dacă găsesc epitete sau cuvinte cu care să caracterizez pe Ilie Balaci, fotbalistul. Ilie Balaci, pentru Craiova, a fost geniul. Ce a reprezentat, ce ar fi fost Napoli fără Maradona? Niciodată. Lider de echipă și de soartă, n-a fost trădat decât de cea de-a doua, într-o revanșă nedreaptă a destinului de a întoarce un drum sau măcar de a-l opri. Un drum pe care mai călcaseră doar Peciovski sau Dobrin până la el și doar Hagi după. Balaci are amintiri pentru că a avut cea mai pregnantă personalitate din ceea ce noi ne-am obișnuit să numim istoria fotbalului românesc. Zilele cele mai bune au fost cu nume de fete, ziua cea mai rea a fost cea cu accidentul, când cu prăbușirea de pe blocul de 11 etaje. Așa și imaginează vărul său fractura unei cariere dezvăluită poate prea mult, începută prea frumos și prea devreme poate. Tatăl său a intuit, a bănuit, a crezut și poate chiar a știut ce băiat are. Ilie Balaci a dat totul fotbalului și doar puțin i s-a întors. Sau poate mult, cine știe ce cred unii, ce știu alții, ce crede și știe el însuși. Deși adevărul e întotdeauna altul, al altora, care te știu mai bine, care te cunosc și te îndrumă, care te vindecă și te cer înapoi. La jumătatea vieții, Balaci păstrează însă filmul original și știe să decanteze amintiri. Eu i-am dat fotbalului sănătatea mea, pentru că știu, n-are sens să mă apuc acum să vă enumăr câte operații am și toate datorită fotbalului, clar. Fotbalul mi-a dat satisfacție, dar cea mai mare satisfacție acum este, când la 53 de ani merg pe stradă și încă lumea mă recunoaște. Că sunt copii care la timpul ăla nu existau, nu erau nici măcar în proiect, care mă recunosc. Și că datorită fotbalului rămân în istoria României, fie ea și sportivă. Ilie le strânge rar toate aceste amintiri și asta pentru că între timp creează altele. Sclipitor ca și odinioară în iarbă, driblingul său în regim de viteză își trage sufletul o clipă atunci când e vorba de prieteni, de adversari și de trecut. Balaci fantezistul, Balaci inspiratul, clar văzătorul, este cel în jurul căruia se naște și se coagulează apoi cea mai frumoasă, cea mai mare, cea mai iubită echipă a României anilor 70 și puțin dincolo de 80, exact cât Ilie rămâne al ei, alături de ea și pentru ea. Titlul din 1974, apoi prima finală de cupă în 75, unde Ilie joacă alături de Oblemenco, Sfântul Ion al Craiovei, al Olteniei și al lumii întregi. Și Craiova începe să simtă că poate. Are 1-0, iar Ilie face golul de 2-0. Nu vrea însă arbitrul, deși e și el cel mai mare din toate timpurile, Rainea din Bârlad. Partida va fi condusă la centru de arbitrul Nicolae Rainea din Bârlad, ajutat la margine de Constantin Ghiță din Brașov și Ion Filipar din Pitești. În tribunele stadionului 23 august se află și câțiva observatori din partea echipei belgiene Anderlecht Bruxelles, viitoarea adversară a echipei care va câștiga această finală în competiția Cupa Cupelor. Atacă Craiova prin Balaci. Oblemenco.
cap foarte înalt și fază de gol pe care arbitrul Rainea o întrerupe. Să vedem care va fi hotărârea sa. Aș ruga studioul dacă are posibilitatea să ne mai dea o dată reluarea pentru a încerca să înțelegem decizia arbitrului. Se pare că a sancționat faul la săritura lui Balaci. Primul jucător care a sărit la cap după centrarea lui Țară Lungă a fost Balaci. Poziția din care se indică executarea acestei lovituri libere este exact cea în care Balaci a sărit la cap împreună cu Iordan. Arbitrul a apreciat ca faul săritura. Balaci vârf de atac fără a fi în offside, urmărit de Grigoraș. Pasă și Țară Lungă ratează o mare ocazie, trage Ciupitu. Și trofeul spre care se îndreaptă speranțele suporterilor ambelor echipe și Oglemenco marchează pentru Universitatea Craiova. Meciul a fost un pic cu cântec. Și hai, vezi tu, de atunci și până în ziua de azi, de câte ori, scris, putem vorbi. Nu, de câte ori m-am întâlnit cu Neanicu Raine, tot i-am adus aminte de asta. La care el vine și spune, bine, dar și eu am fost băier cu tine, că dacă îți dădeam la meciul cu Dinamo cartonaș roșu, când a sărit cu amândouă picioarele pe Radu Nuweiler, zice, poate mai ajunge. La timpul ăla deja, pentru mine se scrisese că voi ajunge acolo. Putea să-mi dea nu un roșu, două roșii. Din păcate, cupa n-a mai putut să ne dea înapoi. Nu vreau să spun acum că a fost rea intenție de partea mea. Cert e că nu l-am văzut niciodată pe Nicu Rainea să arbiteze atât de mult, de prost cum a făcut-o la cel. Sar la cap, dau, încerc să dau spre poartă, încerc să lovesc spre poartă. Care o dă spre poartă și menul de pe linia portului. Și Nicu Rainea fără hands. Mult timp, dar foarte mult timp, a spus că hands. Probabil că după ce a văzut imaginea, a revenit și așa. Nu, că a fost fault. Se vede clar că mâinile mele sunt larg departate, că să am echilibru în săritură. N-a fost vorba nici de hands, n-a fost vorba nici de fault. A fost o greșeală. Să nu zic altfel, cu toate că, sincer, sunt tentat să cred că n-a fost greșeală, ci a fost altceva. Pentru că ulterior mi se elimină doi jucători. Mă rog, asta a fost să fie. Dar dacă era acceptat primul gol al lui Oplenco, nu mai era 1-0, era 2-0. Iar la 2-0 e greu să-ți revii. Așa a intrat, a fost 1-0, a marcat golul, am intrat noi în horă, au fost ajutat cu acele eliminări complet gratuit. Se pierde prima finală. Lângă Oblemencu e Deselnicu, numele de care e dor, ca și de Nelu, ca și de Zoli, ca și de Neatică Oțet, de doctorul Frânculescu și de căldura celui mai mare, Sebi Domozină. Ia o minge, într-un dribbling. Petre Deselnicu, cu Dumnezeu să le te va ce-ți aminte că el în deplasare Craiova juca cu trei fundași central, dar Petre era cel care urca la mijlocul terenului. Ne trezeam cu Baciu, ca așa îi ziceam. De foarte, foarte multe ori mai avansat decât Oblemenco. Era în poziția aia atunci și îi dau pas pentru un 2, să mi-o dă la un 2, să scap singur. Petre pune taliba lui altfel. Cert e că în faza aia și primim gol. În loc să avem noi de 0, facem 1-1. Dar când eu i-am dat-o să mi-o dea și am dat-o la adversar, eu obișnuit, ca la juniori, cu Alde Boldici, cu Alde Pițurcă, cu Alde Călin, cu Alde Roșca, mă întors și zic, ia mai tot. Bim, pip, bip, bip. Bip. Și te-a făcut și pe tine fotbalist. Îmi vine să râd acum, dar să-ți dai seama
Ce față a făcut Petre de Selicu? Nici marele Oblenco nu mișca în fața lui. Nici Neanelu nu mișca în fața lui. Mișca... Musca nu roia în jurul Petre. Eu am întors spatele. Ceva normal pentru mine, dă-i la treabă. Mă rog, deci s-a terminat unul. Era primul meci de campionat, un punct bun luat de afară. Se termină meciul. Trebuia să mă mai și schimb. Trebuia să mai plec și la Craiova. Doamne, iartă-mă să fac să intru în vestiar. Deja nu mai conta tunelul ăla prin care intram cu apa până la genunchi, la Petroșani. Na. Ăla era floare la urechi, mergeam pe deasupra apei. Ce să fac? Cum să fac să intru la motor? Că ăsta seama nu era de aici, de acolo, cu Petre. La urmă am intrat cu un tupeu ordinar. Am ajuns în fața lui Petre de Selicu. M-am așezat în genunchi frumos. I-am zis, baciule, bate-mă, omoară-mă, ăsta sunt. La care Petre să-mi dau palmă. Du-te în piesă, Dante, că o să ajungi mare fotbalist. Și așa mi-am făcut potezul la echipa mare. Și Craiova își începe ascensiune. Echipa de autor mai mult decât oriunde, mai mult decât oricând, Craiova însemna Balaci. Atunci și acum. După titlu în 1974, finala din 75 și cupele cucerite în 77 și 78, totul începe să semene cu Balaci. Cu geniul și cu mândria sa, Ilie știa cine e și știa mai ales cine sunt ai lui. Și știa cine e și de partea cealaltă. El era și este Craiova. Dar tot ei, cei mari, loc